Și avem tabela de departament și department history. Și ce am vrea este să
De câte ori facem o modificare în cod pe department, să facem o modificare și să arătăm modificarea în department history. Dacă am angajatul care se cheamă într-un fel, după aia îi schimb numele că s-a căsătorit. O fi, da, mă rog, acum e... Întrebarea e mișto la ei când se căsătoresc, care își schimbă numele după care? La cine? Care sunt ei, care își schimbă numele după care? E o întrebare interesantă. Nu contează. Așa. Deci când se căsătorește cineva, cum arată numele schimbat? Ce o să vă arăt eu acum este o chestie cum se face în Entity Framework. Puteți să faceți asta by hard coding, adică aveți o clasă department și adăugați un department history. În Entity Framework este o chestie destul de simplă. Acum nu v-am arătat tabela care trebuie. Dar hai să, trebuie să vă arăt aici, at table, Employee History Entity Framework. Deci, hai să scot asta cu Department History, ca să-mi folosească mai târziu și asta de Department. Am tabela de employee care are name și ID Department, nu mă interesează celelalte coloane. Și am o tabelă de Employee History, am spus Entity Framework, în sensul că o să fac, o să aplic modificările pe ele cu Entity Framework. Da? Entity Framework este un ORM de la Microsoft care în general îți generează clase per tabelă. Mai are și alte chestii, dar hai să zicem că are deocamdată clase per tabelă. Cum arată codul? Avem un program aici în care adaug un employee, fac un nou employee, da? Am tabela employee care are ID name și ID department, clasa employee, F12, care și ia un ID, un name și un ID department. Mai are și o proprietate de tipul department, hai să nu să mă fac asta deocamdată. Creez un nou employee cu ID department la un departament care l-am adăugat dinainte. După care îi schimb numele, îi mai pun asad la nume și spun să angajeze schimbările. După care șterg angajatul respectiv. Da? Deci îl trec prin insert, prin un update și un delete. Și aș vrea ca aceste modificări să se vadă și în tabela aceasta de employee history entity framework. Acum să-i dau un control N ca să șterg totul din ea. La un moment dat o să și meargă. Și o să zic delete from employee history entity framework și select steluță from employee history entity framework ca să vedeți că e goală. Deocamdată tabela este goală. Ce aș vrea eu să umplu cu modificările astea de tipul încă o dată de tipul insert, în momentul în care am făcut add-ul, s-a făcut insert-ul, după care îi schimb numele cu asad, care este un update, și după care remove-ul, care este un delete. Deci ca să văd în tabela respectivă că sunt cele trei operații. Insert, update, delete. Da? Hai să rulez aplicația cu control F5 ca să vedeți că se umple tabela și după aceea vă arăt și cum este ea făcută ca și cod. A plecat ăsta, zice presă din obiectul continue și ne uităm din nou. Scot ăsta cu blitul, că dacă dau din... Și văd că are trei intrări, în care am insertul cu Andrei, modificarea cu Andrei asigur și după aceea operația 8 care înseamnă din calibre. Da? Și am această chestie pe Employee History Entity Framework. Bineînțeles că și în Employee obișnuit am acea intrare, da? Nu știu dacă e cazul să mă arăt. S-a făcut modificarea asta. Din punctul de vedere a Entity Framework-ului, este destul de ușor. A lucrat cineva cu data, n-a lucrat cu SQL Server să controleze Entity Framework? Hai să zicem, 1, 2, 3, 4, ok. Acum, cum lucrează Entity Framework așa pentru oameni? În momentul în care vreți să vă conectați la o bază de date, deschideți o conexiune. Nu? Mai întâi deschideți o conexiune acolo. Pentru Entity Framework, această clasă double context e conexiunea respectivă. După care generează pentru fiecare tabelă câte o clasă double set. Asta ține tabelele. După care, mă rog, aici ați mai spune niște proprietăți cu code și alte nebunii. Și
poți să faci override la save changes. Și ne uităm pe codul ăsta de override ca să vedem ce se întâmplă. Ce am făcut pe save changes? Mai întâi am spus change tractor detect changes, adică, băi, uite de la toate schimbările care vrei să le faci în baza de date, după care iterează în intrările care sunt schimbate, change tractor entries. Aici am zis, uite, nu mă interesează departamentul, dacă entitatea e de tip cu departament, nu luam seama că am vrut să fac doar pentru employee. Și dacă nu, înseamnă că este un employee, creez un nou istoric de tipul employee, history, entry, framework, îi pun ID-ul, ID department și celelalte, și pun operația la item in state. Acest state îmi spune dacă este deleted, inserted sau updated. Chestia asta e, ziceți că e destul de ușoară, se poate face și mai ușor, dar nu-i cazul acum, că nu vreau să vă nebunesc, dacă utilizați reflection. Reflection în ce sens? Pentru fiecare tabelă, aveți o tabelă care se cheamă underscore history, și începe să iterați printre proprietăți și să le puneți în tabloul de history. Employee, employee history, department. Department history, nu mai știu, mai ziceți o tabelă. Da? Ceva, ceva history. Și iterați acolo și faceți tot codul ăsta prin reflection în proprietățile și punându-l dincolo în history. Dar deci se poate face dacă ajunge codul atât de complicat, că am vrut să le explic. Mai bine e în stilul ăsta. E mai ușor, se vede clar. După care, după ce am creat această nouă employee history entity framework, îl adaug în tabela respectivă. În momentul în care am adăugat, după aceea chem base save changes, care salvează și itemii de la început, dar și itemii noi adăugați. Și am terminat toate schimbările care se fac în modelul meu pe employee, ajung și în baza de date pe employee history entity framework. Deci codul e 2 bani, 3 mișcări. Și mai mult de atât, se poate vedea foarte ușor ce se întâmplă la el. Da? Vă sugerez să faceți cu reflection. De ce? Pentru că aici, dacă mai adăugați o proprietate, trebuie să mai scrieți aici o dată. Dacă o faceți generic și interați dintre proprietăți, nu mai aveți problema asta. S-a terminat. Demers merge și asta este istoricul cu chestia de cod. Puteți să o faceți din cod, probabil că utilizați un ADB connection, un Mongo connection, nu contează ce conexiune folosiți. Tot așa, aveți o clasă, mai faceți o clasă de istoric și copiați proprietăți. Și în momentul ăsta aveți din cod tot ce vă trebuie. Întrebări până aici. Dezavantajul aici e că dacă cineva umplă baza de date cu picioarele, s-a terminat. Da? E destul de nasol. Da? Și atunci intrăm în alte lucruri, în momentul de față. Asta a fost cod din event sourcing. De ce am spus event sourcing? Când o să găsiți denumirea asta de event sourcing, de fapt asta faceți. Instalați niște operații de tipul evenimente. S-a făcut un update, s-a făcut un update, s-a făcut un delete și tot la fel puteți să-l băgați în tabele de istoric. A doua chestie care e destul de mișto se cheamă table triggers. Triggeri pe tabele. Asta deja intrăm în baza de date. În sensul că nu mai facem din cod. Asta e a doua variantă care poate să fie destul de mișto și anume trigger pe tabele. Aveți tabela de tipul department și pe ea creăm trigger pentru insert, update și delete. De ce creăm? Ca să putem să facem modificările respective. Hai să ne uităm la department. O să șterg astea două tabele din diagramă. SQL Server-ul are diagramă history. Și ce am făcut acum? Aș vrea să nu mă ating deloc de cod. Codul merge ca și înainte. Dar aș vrea ca de câte ori inserez ceva în department să se ducă și în department history. Da? Ca să n-am probleme și să o fac doar din baza de date. Nu mai fac din cod. Am terminat cu făcutul din cod. În C-Sharp sau în ce aveți voi. Apropo, ce aveți voi în afară de C-Sharp? Că numai doi oameni, trei oameni de aici sunt C-Sharp. Tare, fiecare ce folosiți la servicii. PHP. 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 Ok. PHP, Java. Ok. Bun. Revenind. În momentul ăsta, avem trigger. Hai să vedem. Am pus, dacă am pus aici trigger pentru history delete, insert și update. Hai să ne uităm pe insert. Triggerul pe insert arată cam așa ceva. Zice așa.
creez un trigger, care am spus eu, trigger department history insert, puteți să-l numiți cum vreți voi, dar mă rog, urmă. Și zice, inserează în department history, ID department, date department și operații, din tabela inserted. Tabela de inserted este o tabelă care ți-o pune inserterul la dispoziție pe triggerul de insert. În tabela de inserted o să se găsească toate rândurile care sunt inserate. Gândiți-vă că nu inserați un singur rând, ci 10 deodată. Atunci, tabela de inserted, găsiți aia. Și ceea ce fac, pur și simplu, iau tabela de inserted și inserez ID-ul, name-ul și operația 1. Bineînțeles că aici puteți spune și date time-ul și totul de alte lucruri. Dar nu am făcut asta, am făcut doar că să vedeți operația. Asta e pe tabela de insert. Deci, o facem pe insert. Pentru tabela, pentru delete, scuzați-mă, pentru triggerul de insert, pentru triggerul de delete, arată toate la fel. Triggerul de delete, i-am spus, creează un trigger department history delete, iarăși am tabela deleted, ce itemii care au fost șterși, o să se găsească în tabela asta, și de data asta inserez tot în department history, dar cu ID operația pe 3, de data asta ca să fie diferit. 1 pentru insert, 3 pentru delete și vă așteptăm ca 2 să fie pentru update. Perfect. Acum, ideea este următoarea. SQL Server-ul nu pune la dispoziție o tabelă care se cheamă update. Ci pune la dispoziție două tabele. Hai să vedem cum arată. Nu interesant, nu știu cu alte bază de date. Eu am făcut viața pe SQL Server, dar presupun că sunt în majoritate la fel. Și pe Oracle, și pe Mongo, și pe tot, cred că găsiți la fel trigger. De update pune la dispoziție două tabele. Pune la dispoziție o tabelă care se cheamă... Hai să o fac manual. O tabelă care se cheamă delete și o tabelă care se cheamă insert. Deci în momentul în care SQL Server-ul modifică o înregistrare, de fapt pentru el sunt două operații. Este una de delete mai întâi și trece rândul și inserează o nouă valoare acolo cu valoarea precedentă. Deci aveți două operații pe ea. Și în momentul ăsta avem destul de clar ce se întâmplă pe tabela respectivă. Hai să vedem și cum merge. O să mă duc pe Department History. De fapt o să zic așa, control. Delete from Department History Select stăluță from Department History, ca să aștept tot ce am făcut eu acasă ca teste, mă duc pe tabela de departament și încep să zic, să editez rândurile. Și în momentul ăsta o să zic aici IT cu mic, după care o să zic, stai să te dau și un refresh în momentul ăsta, F5 cum mai era, nu mai văd ăla, pe discurpire. Click mic și mai mergem o dată pe ea. Bun. O să zic după ce am pus mic, o să pun IT1 și o să salvez din nou. Deci am făcut un insert, am făcut un update și o să fac și un delete. Mi-e mai ușor așa decât să-l scriu din nou. În momentul de față, tabela, țineți minte că a fost goală și dacă mai dau o dată F5, o să avem toate înregistrările, adică o să am un IT, după care când i-am făcut update-ul, a făcut un delete și un insert, și după care a făcut un delete. Da? Și am toate înregistrările despre ce operație am făcut eu. Avantajul aici. Avantajul aici este că nu mai depinde de codul sursă. Pur și simplu, indiferent ce aveți, aveți trigger-ii, se execută de câte ori faceți insert, update, delete, băgați în altă tabelă și s-a terminat. Dezavantajul. Da, omorâți serverul pentru că face chestia asta peste tot. Acum depinde ce vreți să omorâți. Serverul de bază de date, serverul de aplicație, etc. Al doilea dezavantaj mare este userul sub care se execută conexiunea la baza de date poate să nu fie userul din aplicație. Da? Dacă aveți, depinde cum aveți conexiunea de bază de date. Dacă aveți identity pe el, să zicem că sunt Andrei Ignat și el e Julian și amândoi mergem în aplicație. Și acum unde sunt de bine, sunt identificați unul ca Julian, altul ca Andrei. Aplicația poate să pună userul care a făcut modificarea că știe. Dar dacă baza de date pe care
se conectează aplicația, are același user cu care se conectează, nu o să știe că e Julian sau Andrei. Da? Și atunci aveți o problemă aici. Da? Deci asta merge atâta timp cât aplicația este responsible și se conectează sub fiecare user, dându-i userul cu care se conectează cumva. Nu-i de asta, e o problemă că știți când s-a făcut modificarea, dar nu știți cine a făcut modificarea. Depinde cât de bine e făcută aplicația. Că de obicei n-ar trebui, ar trebui să se conecteze pe role, să mai dea și user-ul, dar în prea multe aici și nu fac teoria aplicațiilor în momentul de față, ci fac doar login-ul. Te rog. Un singur user de aplicație și aia e tot, bineînțeles. Știe cineva Bobby Tables? Bobby Tables? Unul singur? Nu știți Bobby Tables. Asta trebuie să vă arăt, nu face parte din demo, dar trebuie să vă arăt XKCD. Bobby Tables. E, hai să zicem că e interesant. Nu, e prea mare. Dar stai pe să da. Da, știu. Asta se întâmplă dacă vă puneți user-ul o singură conexiune care are dreptul să facă și drop, și create, și toate tabelele, și tot. Ar trebui să fie cel puțin pe rău. Ca să nu se întâmplă cu Bobby Tables. Da. Bun. Revenind. A doua metodă... Ce-i 3 și 2? 3 și 2? Pentru că ceea ce am făcut ca să se vadă clar, pe update, am făcut un insert și are tabelă de inserted, are deleted și inserted. Da? Deci așa îți dă SQL Server. Îți dă tabelă de deleted ca să-ți arată rândul care s-a modificat și insertă noul rând cu noile chestii. Și de aceea am aici un 3 și un 2, că ăsta e deleted de fapt. 3 și 1. Unul e pentru insert, 2 e pentru update. A, ca 3 și 1 ar fi trebuit. Da. Hai trebuit. Bine. E mult de discutat, dar n-am făcut doar ca să fie... Eu doar vă fac concept ca să știți cum se face. Dacă vrei să-l spun, am o problemă. Și aici, la codul de aici, la SafeChanges dinainte, că mai întâi trebuie să fac salvarea și după aia insert-ul, dar discutăm după aceea de ce a trebuit făcut asta. Revenind, nu e codul production ready, e doar cum se fac lucrurile. Bun, întrebări despre a doua chestie, și anume triggeri pe tabel. Toată lumea e clar, toată lumea știe, e perfect. Dacă îți modifici structura tabelului... Să trei, modifici și structura cerului. Dar asta, modificând, indiferent dacă este aplicație sau e trigger, tot trebuie să o faci. Da. N-ai ce să... Și a treia chestie este SQL Server 2016, care a venit cu o chestie mișto, și anume temporal tables. Da? Asta e o chestie care, iarăși, s-ar putea să existe și pe oracle, dar nefiind un om de oracle, nu știu dacă există. Avem temporal tables. O să fac demo. Aici am pus limitation. Limitation de ceva în genul, tabela trebuie să aibă un ID, gen să are respectă niște condiții care, să credeți-mă, sunt de bun simț. Iarăși, nu se face dacă aveți un câmp de tipul fișiere de bază de date în altul de SQL Server. Nu ar trebui să faceți chestia asta. Dacă aveți imagini, nu ar trebui să activați asta să umpleți baza de date. Dar ca idee, temporal tables e o chestie super mișto din punctul de vedere. Hai să facem demo rapid. Recent. Ăsta trebuie să fie FSP. Să vedem că ăsta este ăla de exemplu. Da. Bun. Și acum, hai să o iau de la început. F5. Și să ne ducem, să dau un refresh. Vreau să iau de la început ca să fiu sigur că totul merge bine. Deci avem N2i și columns și să șterg astea două coloane. Unul ca să iau curat de la capăt. Bun. Deci, temporal tables. Sunt câteva instrucțiuni de dat. Mai întâi trebuie să-i spui altă table employee system versioning egal cu off, sau asta e ca să scoți.
În momentul de față, astea sunt instrucțiuni ca să dai drop. Ca să începi, trebuie să începi să-i spui. Adaugăm la tabela respectivă o chestie care se cheamă C-Start Time și C-Send Time. Două coloane. Care e clar? Un sistem Start Time și sistem End Time. Ca să știe de când până când e modificat. Ce e mișto la chestiile astea este că aceste coloane scrie aici, hidden. Ceea ce înseamnă că, de fapt, dacă dai select steluță, nu o să le vezi. Decât dacă le specifici. Că ai scrie, altfel nu le vezi. Și toată lumea a urlat că vorbim chestia asta și pe marte coloane, nu numai asta, dar poate într-un viitor apropiat. Da? Deci adăugăm două coloane care se cheamă C-Start Time și C-Send Time. Hai să dau un F5 pe ele. F5 și în momentul de față, tabela de employee îți vine. Hai să mai încercăm o dată. Office. Păi. Oare că n-am executat-o prima oară? Și au apărut aceste două coloane, C-Start Time și C-Send Time. Credeți-mă, aplicația merge ca înainte. O să execut ce am avut aici, control F5, ca aplicație înainte în care înseram angajatul și merge la tot presen închei-ul continue, merge la fel, nu a dat nicio eroare. Pur și simplu aia e ca și cum n-ar conta. Au valori default, e ca și cum nu se întâmplă nimic, ca și nici nu apar la select steluță. E mult mai bine. A doua instrucțiune care trebuie să o dai este asta de aici. Îi spui, domne, îi pun System Versioning On și îi spun cum se numește tabela la care vreau să fac eu temporală. Cum am văzut de fiecare dată, am avut un history pentru o tabelă de istorie. Și îi spui tu cum să se cheme tabela de istorie, că atenție, trebuie să-i pui schema în față. Atâta tot, ca să aibă eu schema acolo. Și în momentul ăsta, în care facem asta, și în ce am făcut altă table, dedesubt a apărut chestia asta, System Version, că se apare acolo, că voi vezi că e versionată, și dedesubt ei ți-a creat tabela de istoric. Da? În care, în tabela de istoric, am name, ID department, este exact tabela dinainte cu C-Start Time și C-Send Time. Este exact ce e înainte. Ce e mișto la ea? Hai să o luăm încet. Să fac asta mai mic. Ce am aici ca demo? Inserez în angajat cu niște valori Party Manager 1 și HR Manager 2. Ar trebui să șterg eu din employee mai întâi ca să fiu sigur că e ok. Delete from employee. Employee istoric temporal, ca să fiu sigur că nu... nu pot să fac nimic din ea pentru că este istoric. Trebuie să o decuplez și după aia pot să fac nimic. Ok, nu contează nimic. Deci, ca... Fac insert dintr-un employee cu HR Manager 2, aștept un minut între ele, după care fac un update cu numele ASD și îl fac șterg pe Delete ID Manager. Deci inserez două rânduri, pentru una fac update, pentru cealaltă fac delete. Îi dau un F5, aștept un minut între ele, de ce? Ca să vedeți diferențele dintre ele. Și la un moment dat, după un minut, o să și execute. Ce fac mai departe? Mai departe mă uit să văd ce a fost data de la început, de la C-Start Time. Și mă uit în tabela de employee ca să văd că există rândurile respective. După care, are o instrucțiune specială, zice următorul lucru. Select top 2 from employee, iau rândurile de employee, for system time as of, data care este prima dată de la temporal. Deci iau înregistrarea de la început. La următoarea chestie, mă uit să văd istoricul. Ce s-a întâmplat între datele astea. Și să văd istoricul, ce modificări au fost făcute între datele astea pentru ID-ul, mă rog, 6 sau cât o fi, o să vedem cât este ID-ul. După care, iarăși, vreau să văd ce date au fost modificate pentru alt ID, ca să vedeți că se întâmplă respectiv, ca să vedem cum arată pentru un update și pentru un delete.
Asta sper să dureze un minut și eu sper să vorbesc un minut ca să nu vă plictisiți voi prea mult. La un moment dat, trebuie să și termine. Păi erau două wait-uri. Erau două wait-uri? Da. Am avut un wait aici. Și unul aici. A, și unul aici. Deci două minute, așa că... Mai treci de mai stăm un pic de vorbă împreună. Da. Ce mișto la chestia asta cu temporal tape-uri este că vă permite auditul direct. Adică puteți să vedeți și o să vedem în curând. După două minute, toate modificările care au fost acolo, gen. Și acum, hai, acasă am trecut mai ușor două minute, credeți-mă. M-am uitat la televizor, am fost mai ușor. Mai stăm mai încălcat de strai. Mai încălcat de mai ceva. Mai să mai vin niște scrieri pe aici. Să terminați. Ei s-au afectat, au fost niște rânduri afectate, decât bun. Hai să vedem asta. Deci, în tabela de employee, este o singură înregistrare. De ce este o singură înregistrare cu acest HR manager ASD? Pentru că acest IT manager, care a fost inserat la început, a fost șters aici. Da? Deci, în tabela principală, am o singură înregistrare cu ultima valoare. Și acum m-a interesat să văd valorile înainte și după. Ăsta ID-ul este 10, deci aici o să pun ID-ul egal cu 10 și probabil că aici au fost sau 9 sau 11. Vedem. Bun. În momentul de față, zic, hai să văd ce s-a întâmplat în employee când system time-ul a fost la prima înregistrare. Păi, la prima înregistrare, hai să o comentez pe asta ca să mi se mai vadă în employee. Deci în employee tabel avem o singură înregistrare. Bine, nu vreau să asta. Execution plenă. Și acum am încă o dată în aici. Deci vreau să văd ce s-a întâmplat la momentul în care a fost prima oară înregistrare. Și ceea ce văd eu este că în momentul în care a fost prima oară înregistrarea, a fost HR manager ASD cu Andrei. Mă interesează, hai să vedem ce s-a întâmplat pe toată înregistrarea. Vedeți că aici am pus ce s-a întâmplat din 2010 până în 2099. E clar că prinde și 2017 între ele, da? Gen. Ar trebui să prindă. Da, dacă o să fac în 2100, nu o să mai fie bine, dar asta e. Deci, hai să ne uităm ce a prins în momentul de față. A prins că acest HR manager ASD, acest HR manager a fost valabil de la 1658 până la 1659, după care a fost modificat HR Manager în HR Manager ASD și e valabil din 1659 până în 1999. Da, acolo. Aproximativ. Da? Deci, ca idee, ăsta a fost un rând care a existat atâta perioadă de timp, iar ăsta există acum mai departe. Da? Ăsta e, de fapt, înregistrarea actuală. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu rândul care a fost șters. Acum sper să fie nouă. În măsură că îl cheamă Asad. Ok, data viitoare nu o să mai uităm Asad. Așa. Acest IT manager a fost șters, dacă mai vă uitați. Arată că a fost valabil de la 1658 până la 1700. Dacă vedeți, nu mai apare acel nou în acest moment. Ceea ce înseamnă că, de fapt, el a fost șters. Era o dată limită. Da? Ca instrucțiune nu este foarte greu. Este system time between și dați between-ul între datele care le veți. De ce zic că este mișto? Pentru că are tot auditul acolo. Dacă vă întreabă, domnule, ce s-a întâmplat cu userul între perioada dată și perioada dată? Sau care au fost modificările de salarii? Da? Nu faceți decât să dați această instrucțiune care e destul de simplă, for system time, between, ceva. Și în momentul ăsta vă dă tot ce trebuie. E ok. Bine, aia cu 1999 nu prea e cine știe ce. Încă o dată, hai să vedem diferențele între astea două. Da? Ăsta care a fost modificat are data limită 1999. Celălalt are data limită când a fost modificată respectiva instrucțiune. Da? Și aici o să vedeți tot felul de înregistrări una după cealaltă. Ca idee, mi se pare o chestie relativ perfectă. Perfect ar fi fost dacă puteai să hotărăști care coloanele vrei să fie monitorizate și care nu. Așa se monitorizează tot. Deci, încă dacă aveți o tabelă care aveți un blob mare pe ea,
și nu vrea să monitorizați pe aia, ci doar pe celălalt, ar trebui să separați blocul de bălții acela. Deci ce oricum se recomandă ca idee să nu fie asta. Cine ține blocul în bălții? Când vrei să faci backup, vrei să faci backup la baza de date plus hard disk sau vrei să faci la baza de date? Da, nu, nu contează. Ne putem discuta aici lung. Lung. Iar resursa că nu ține doar, poate să ține un pointer către hard și să-ți le faci tot backup amândouă. Face de date, nu-i rezultarea mea. Bun, revenind. Ce, ca să faci o tabelă de istoric, încă o soluție doar de bază de date, trebuie să-i faceți chestia asta, să-i adăugați coloanele respective care trebuie să se numească districul ăsta, după care trebuie să-i faceți un alter table și să-i spuneți cum se numește temporal. Și dacă faceți chestia asta, vă face el tot ce trebuie ca să aveți istoricul la tabela respectivă pentru fiecare insert, update și delete. Am preferat să fac aia wait for un minut ca să se vadă clar cum v-am dat exemplu. Să se vadă clar că aici de la 16.58 la 16.59, da. Asta e 16.59 până la 23.59. Asta trebuie să fie un DC, probabil, ca idee. Da. Nu cred că e 16.59, da. Așa, ca idee. Deci, ok. Păi e un DC, a fost. Da, a fost acolo. Întrebări. Ce rezoluție temporală ai la system start și la system end? Rezoluția ce este de un minut, presupun că se poate afla și la acum este un date time 2. Hai să ne uităm aici. Asta e date time 2. Care date time 2 de 0, noi vrem și citim pe... Ar trebui să citesc pe Google, după părerea mea. Nu, n-aș avea încredere să citesc de date time... Date time 2... Escape. Dată time 2 și acum vedem care e rezoluția. Dar dacă pun fără resuflier, că se pare că așa e o chestie aici. Nu? A, bună întrebare, dar nu știu dacă pot să dau răspunsul acum. Dată time 2, fractional seconds precision și pun 0, dar ce înseamnă 0? Oamenii 0 e fracțiunea de secundă. Dacă pui 3, o să îl ai la milisecundă. Da, uite, dacă time de 7, e cu 7 după. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, deci probabil că poți să-l pui cu câte milisecunde vrei tu acolo. Care dată time are time de 7. Și ar trebui să fie ok. Cu 7 milisecunde ar trebui să fie ok. Pe de altă parte, nu știu care business în afară de NASA o să-ți ceară chestia asta. Ca idee. Nu, eu n-am lucrat până acum cu... cu chestii de genul ăsta. Adică când se modifică salariul, se modifică în general o dată pe an. Hai de două ori dacă ești și se modifică. Sau dacă pleci la altă firmă. Dar atunci nu mai ai aceea pe astfel. Da. Cu ce am pasat? 0.0. Da, și mai departe. Da. Bun. Alte întrebări. N-ai format întrebări. Se zice altă întrebare. Da. Bun. Ce ar trebui să citiți este limitările. O să le găsiți în prezentare. Încă o dată, sunt câteva limitări de bun simț. Tabela trebuie să aibă un ID care să fie un primary key, niște chestii de genul ăsta. Nimica hardcodat, dar trebuie să aibă... Și vă spune că da, nu e bine dacă țineți blocul să faceți chestia asta. Gen. Concluzie. Voi avem două chestii mari și late. Avem fie cod care faceți voi în PHP. E un C-Sharp, fiecare cu ce poate sau alții cu Java. Codul pe baza de date care trebuie să aveți trigger pe ele sau, dacă vă ziceți cu asta pe 2016, aveți chestia asta cu system time și e destul de mișto. Iar, ca să vă jucați cu SQL Server 2016, aveți un docker pentru el, dacă nu vreți să-l instalați. Da? Da, evident. Da. 16 zile moca. După aia finalist. Deci, în momentul în care voi, ca developer, o să lucrați doar ca open source și nu o să luați niciun ban pe el, probabil că atunci nici Microsoft nu o să ia niciun ban. Este exact la fel. Păi, nu știu, câți dintre voi muncesc doar pentru open source și își pun resursele nelimitat pe net, fără să câștige niciun ban din altă parte. Înțelegeți? Deci, că zici că Microsoft o să duce după bani, nu știu, poate e cineva de aici care e miliardar, în cazul ăsta vreau să mă angajez. Așa,
Asta ar fi prezentarea. Alte întrebări, o singură întrebare. Alte întrebare, nu am eu clarificare de făcut. Deci SQL Server 2016 poate fi instalat Developer Edition să vă jucați cu el fără niciun fel de problemă. Dar conform license terms nu poți să folosești în producție pentru nu știu câți user sau nu mai știu exact care erau license terms. Dar ideea că trebuie să jucat cu el, să te descărcat, de instalat deja, puteți face. Și Express-ul, na, e free. For production inclusive. O să dau pauze la prezentarea asta, la audio. Și mersi mult pentru atenție. Sper că v-a plăcut. Ok, everyone. Avem o pauză mică acum. Avem tele în masa de față, în capăt. Pe care întâlnim cu Bianca Dăniciuc despre Android Swipe, SonarQube și FindBugs. FindBugs.
Bianca, sunt mobile developer de 5 ani și... Bună, Bianca! Bună, Andrei, bă! Andrei, developer de 2 ani. Sunt pasionată de code quality și eu aș vrea să vă spun câte ceva din ce știu eu. Încă învăț, așa că dăm din putere. În primul rând, cred că toți ne întrebăm ce înseamnă atunci când un app e de calitate, adică la ce anume se referă și din perspectiva apoi. În principiu, pentru user contează foarte mult partea de designing și aspectul funcțional al aplicației. Adică e important ca aplicația să fie intuitivă. Asta înseamnă că developerii trebuie să folosească pattern-uri, adică să implementeze flow-uri cu care userii sunt obișnuiți. De asemenea, aplicația trebuie să folosească elemente vizuale de calitate, în așa fel încât să putem vorbi de o aplicație foarte bună. Pe lângă aspectele acestea, că aplicația să facă ceea ce trebuie și să fie bine desenată, e importantă securitatea într-o aplicație. Adică nu trebuie să împărtășim cu third party informații personale pe care userul le-a încredințat. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la tehnologia pe care o alegem. Nu trebuie, de exemplu, să inventăm algoritmi de criptare proprii. De ce e bine să folosești librării standard, pentru că sunt testate și în practică vă fac bine cu sub. Mai multă lume le-a folosit și au fost îmbunătățite de-a lungul timpului. De asemenea, e importantă și performanța și stabilitatea, că nu doar o aplicație trebuie să fie funcțională și atât contează, și timpul pe care îl ia ca să poată fi, ca să-și poată duce la îndeplinire scopul. Trebuie ținut cont de resurse și de device-urile pe care aplicația funcționează. Adică nu trebuie să avem în vedere doar device-urile de top, în general. Un app calitativ nu restricționează gama de device-uri suportate. E bine să fie compatibilă cu cât mai multe versiuni și cu device-uri, să zicem, mai vechi și mai slabe. De asemenea, pentru un user, cred că e destul de important ca o aplicație să nu aibă crash-uri. Dar asta nu înseamnă că un crash-free app e bug-free app. E o diferență. De asemenea, nu doar numărul de failuri e important, cât și gravitatea acestora. Pentru că e suficient să ai un singur și destul de nașpa, gen crash când se lansează aplicația. Și atunci nu poți să o folosești. Din punct de vedere al developerilor, sunt mai multe criterii pentru stabilirea calității softului. De exemplu, trebuie ca un soft să aibă cât mai puține bug-uri. Na, logic. De asemenea, complexitatea este foarte importantă și corectitudinea, claritatea, adică trebuie să fie ușor de menținut, trebuie să fie ușor de înțeles și în așa fel încât developerii care vin după și care lucrează la menținerea aplicației trebuie Te muți! De asemenea, o aplicație de calitate e bine să fie testată, să avem un
rubrici cât mai bun și nu doar testare manuală, dacă nu este suficient să fie o echipă dedicată de testare care pitonează acolo, e bine să ai și testare automată proiect. De asemenea, mai e o întrebare. Cum poți să știi dacă o aplicație este de calitate? Răspunsul este metricile, software metrici. Acestea se măsoară mărimea, costul, nivelul de efort și calitatea unui proiect și în același timp valorifică calitatea procesului de dezvoltare și, în particular, productivitatea personală. Există și anumite capcane care pot, în care poți intra dacă te bazezi foarte mult pe metrici. Developerii pot deveni stresați și pot încerca să păcălească metricile. Una din acestea este numărul de linii de cod. În momentul în care a început măsurarea liniilor să fie importantă în stabilirea calității unui software, limbajele populare erau limbaje line oriented, adică Fortran, Assembler, acolo chiar conta. Dar în ziua de astăzi putem avea ceva de genul ăsta. E o singură linie de cod, dar putem avea și așa. Acum, nu putem să știm exact ce e mai calitativ, prima linie sau a doua, trebuie văzut în context. Și stand-alone nu este suficient să știm numărul de linii dintr-un cod. Trebuie văzut și limbajul, și nu numai. Analiza codului este de două feluri. Analiza statică și dinamică. Analiza statică verifică problemele care țin de structură, care ar putea afecta calitatea și performanța codului, fără ca acest cod să fie efectiv rulat. Analiza dinamică, în schimb, presupune rularea efectivă a aplicației. Avantaje pentru analiza dinamică pot fi faptul că detectează dependențe care nu sunt posibile în analiza statică, de exemplu, dependency injection, utilizarea reflection, dar dezavantaje, de asemenea, adică poate avea impact asupra costurilor, investiții în echipamente, este necesar un timp mai mare pentru generarea output-ului și are impact negativ în performanța aplicației în timpul rulării. Deci, e bine când analizăm un cod să folosim ambele variante de analiză, nu doar una. Mai sunt și style checkers care au grijă de indentare și de aspectul codului, dar codul doar arată mai bine, nu neapărat este mai bun. E important să vedem diferența. E mai ușor de citit. Da, are avantaje, clar, clar are avantaje. Dar da, da. Da, și la numărul de linii de cod, dacă respecti niște standarde, acest număr, această metrică poate fi relevantă. Dacă nu, chiar și, adică chiar dacă știi limbajul, zici că analizezi Java, nu e suficient, fără o rigurozitate în cod. Da, de exemplu, aici era un caz în care se zicea o clasă să n-ai mai mult de 100 de linii. Dacă tu ai ajuns la o clasă, ți-am da. Că ai un design greșit de aplicație. Da. Aș vrea să vedem mai multe detalii despre analiza asta. Adică, deci, aceasta se execută fără rularea efectivă a programului, cu tool-uri automate. Impactul asupra costului este mic. Poate fi integrat în procesul de automated building și poate să descopere vulnerabilități în toate fazele de dezvoltare. Adică nu trebuie să ai un app super running. Adică poți să testezi la nivel și să analizezi la nivel de clasă, de exemplu, și la nivel de package, nu doar. Adică nu ai nevoie de backup ca să-ți dai seama de posibile probleme. Și e foarte utilă în prioritizarea și estimarea issue-urilor care se pot întâlni pe parcurs. Adică în momentul în care întâlnești ceva grav, mai bine îl fixezi din timp decât să fie prea târziu.
analiza statică e utilă în găsirea bugurilor probabile, de asemenea ajută la localizarea telcodului, detectează și performance issues, te ajută să îmbunătățești structura codului și te ajută să adepți la anumite guideline-uri și standarde de coding. Aș vrea să vă vorbesc acum despre SonarQube, care este o platformă pentru code inspection. E mai mult decât un tool. E dedicat măsurării și analizării codului în timp. Suportă foarte multe limbaje, Java, C, C++, JavaScript. Este open source, analizează orice fel de Java source files și versiunea curentă e 6.3, release în martie, asta înseamnă că e menținut, e un tool, după părerea mea, pe care te poți baza în prezent. Stochează istoricul metricilor și furnizează grafice de evoluție, poate fi integrat pe Eclipse, Visual Studio, IntelliJ IDEA, prin plugin-uri dedicate. Adică e super, super tare. SonarQube e format din trei componente, database, observer și analyzers. În database se memorează configurarea instanței de SonarQube, setări de plugins, și quality snapshots efective ale proiectelor. Vine cu H2 Database Engine, by default, este embedded și este recomandat pentru test și demo, dar suportă și alte versiuni care se pot schimba. Web serverul este pentru browsing între quality snapshots și ajută și la configurarea instanței de SonarQube. Da? Mă puteți găsi și vă pot arăta după. Ca să începi o analiză, este important să pornești serverul al prima componentă. Ca să poți genera efectiv un raport, trebuie să te ajuți de Gradle Wrapper. Și ca să vezi raportul, pe portul 9000 e portul dedicat, poate fi și un server la distanță. Deci nu neapărat pe aceeași mașină pe care îl analizezi. Complexitatea este un număr care se incrementează pentru fiecare if, for, while și care te ajută să... Da, are multe view-uri. Și partea de securitate? Da, sunt grupate pe mai multe. Poți să vezi... din păcate am doar un singur screenshot. Dar e foarte complex și te ajută foarte mult. Ai mai multe moduri de vizualizare. SQL este Software Quality Assessment Based on Lifecycle Expectations. E o metrică independentă de limbaj și reprezintă o corelare între tehnică DEP și costul estimat de rescriere a aplicației de la zero. Clasa A înseamnă că aplicația e de calitate și nu are nevoie de rescriere de la zero. Directory Tangle Index reprezintă gradul de dependență între package. Trebuie să fie un număr mic. FindBugs e un alt tool care are plugin-uri pentru Android Studio și Gradle, sunt diferite. Aș vrea să le arăt de asemenea pe rând. FindBugs, din păcate, spre deosebire de SonarQube, nu este atât de bine menținut, dar este open source, puteți să aruncați o privire. Are nevoie de anumite requirements, ca să poată rula, nu e chiar atât de flexibil. Setup-ul pentru IDEA plugin e foarte ușor din Android Studio. Accesezi file settings și plugin tab, cauți plugin-ul, îl descarci și ca să faci o analiză cam așa trebuie să procedezi. E foarte interesant că plugin-ul te ajută și îți generează automat un exclusion file pentru Android, pentru că
sunt multe raportări fals pozitive, de exemplu, de la clasa R, care e o clasă generată automat. Zice, de exemplu, că variabilele trebuie să înceapă cu, sau clasele trebuie să înceapă cu literă mare. Sunt mai multe. E mai bine să iei cu 10, și atunci că nu este relevant în analiza unui proiect de Android. Output-ul pentru plugin-ul de IBA cam așa arată. E foarte interesant că face trimitere direct la cod din studio, poți să pui și breakpoint-uri și îți face highlight la problemă. Și aici, ca și la SonarQube, issue-urile sunt grupate, în cazul ăsta pe practice.git.code, și mai sunt și alte controle pe care le poți folosi. De asemenea, FindBugs este disponibil și ca Gradle Task. E foarte interesant și util în legarea de serverele de continuous integration, de exemplu, care nu au nevoie de Android Studio ca să ruleze. Setup-ul e similar ca la SonarQube. Se pot ajuta anumiți parametri, de exemplu, dacă se crape build-ul în momentul în care se găsesc issues, sau se poate formata output-ul, dacă scrie HTML sau XML. Și, de asemenea, se poate adăuga dependență la build să se genereze, să se ruleze de fiecare dată rezultat cu acesta. Dar nu este obligatoriu, adică ultima linie nu e neapărat, e opțională. Cam așa arată un raport HTML de FindBugs. Îți arată tot așa, grupat pe warning types. Sunt și numerele de issues, link-urile sunt clickable. Da, și îți arată și efectiv issue-urile pe care le are. E foarte interesant, dar mi se pare un raport un pic mai slab față de SonarQube. SonarQube îți arată și în timp. Aici nu poți să vezi evoluția de la o analiză la alta, din păcate. Asta ar fi dezavantajul. De asemenea, alte tool-uri, Android Lint e foarte util, e cred că cunoscut printre Android developeri. Se folosește foarte ușor din Android Studio, poate fi folosit și ca un Gradle Task. Eu zic că în momentul în care vrei să verifici calitatea unei aplicații Android, e foarte important să începi cu Android Lint și după aceea FindBugs sau SonarQube. Dar acestea pot fi folosite simultan, nu se exclud unul pe altul. De asemenea, alte tool-uri care merită considerare, PND, e un analizor de source code care detectează de asemenea defecte de programare, de exemplu, variabile nefolosite, unused catch blocks, crearea inutilă de variabile. Are de asemenea o grămadă de plugin-uri și partea interesantă e că va participa la Google Summer Code 2017. Asta înseamnă că puteți să aruncați un ochi pe el, pentru că probabil o să fie până în toamnă o grămadă de îmbunătățiri. Și mi se pare foarte, foarte promiscuie asta. CheckStyle e un development tool care ajută programatorii Java să verifice gradul de aderare la coding styles. Ăsta nu detectează bug-uri efectiv, dar e util pentru proiectele în care se vrea un coding style mai strict. De asemenea, CheckStyle e parte din programul Google Summer Code 2017. Veracod este o platformă care ajută companiile să-și îmbunătățească securitatea și integritatea aplicațiilor. Este pe bani, spre deosebire de celelalte care sunt gratuite. Oferă coaching Veracod și pune la dispoziție un set de tool-uri, atât pentru analiza statică, cât și pentru analiza dinamică, care suportă efectiv fișiere binare, adică nu ai nevoie de cod sursă pentru analiza unui anumit soft. E important în momentul în care folosești third party soft și vrei să știi dacă e reliable sau nu. Și nu ai neapărat acces la codul sursă.
Și vine ca o alternativă la penetration testing standalone, dar e un complex, e o platformă și oferă de asemenea și tool-uri de genul acesta. Pentru PMD, revenind, nu are un nume foarte interesant. Se vehiculează că s-ar numi Pretty Much Done sau Programming Mistake Detector, dar putem să ne imaginăm și alte nume. Și cam atât. Pe 26 aprilie. 26 aprilie.